le-a înregistrat este modul în care funcționează instituțiile statului. Este clar că românii sunt nemulțumiți legat de modul în care funcționează instituțiile statului român și de modul în care instituțiile îi servesc pe români. Traian Băsescu a avut grijă să își justifice criticele. Nu poate susține un guvern în care 5 miniștri sunt urmăriți penal, iar parlamentarii nu fac altceva decât să-și încălzească fotoliul din Casa Poporului. Nu pot fi solidar cu un parlament care face o lege ce stabilește privilegii pentru membrii parlamentului, primesc legea, primit înapoi cu rugămintea să fie revizuite articole care vizează drepturile de pensie ale parlamentarilor, drepturile de indemnizație. Traian Băsescu a îndemnat alegătorii să își exercite dreptul de vot, pentru că numai așa, spune el, se poate schimba ceva în această țară.